Putem începe? Bună dimineața! Numele meu este Nicolae Panfil, sunt director de program în cadrul Asociației Promolex. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației la această conferință de presă. Astăzi, alături de colegele mele, Mihaela Duca Anghelici și Dina Boțan, din echipa de analiză, vă vom prezenta un produs nou marca Promolex în contextul monitorizării activității Parlamentului. Este vorba despre platforma dedicată efortului de monitorizare pe care îl realizăm practic de aproape 2 ani, 101.promolex.md. Aceasta este denumirea platformei, 101 vinind de la 101 deputați care sunt în Parlamentul Republicii Moldova. Este un subdomen al paginii promolex.md pe care o să vă invităm să-l explorați și să descoperiți tot ce înseamnă efortul de monitorizare realizat de Asociația Promolex. Astăzi ne-am propus să facem o prezentare publică sau să lansăm public această pagină web după un efort de circa jumătate de an de lucru asupra acesteia, dar de fapt acest efort încununează, cum spuneam mai devreme, un efort și mai mare de aproape 2 ani de monitorizare. Ori pe această pagină web o să găsiți rezultatele activității noastre începând cu începutul sesiunii curente a legislativului. În acest context vreau să mulțumesc partenerilor care contribuie la realizarea acestui efort de monitorizare. Acest proiect de monitorizare a activității Parlamentului este realizat în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, iar pagina web pe care o prezentăm astăzi este realizată cu suportul pro bono al colegilor, partenerilor din România. Deci, îi avem aici menționat și pe pagina web, Code for Romania. Deci, le mulțumim pe această cale pentru tot suportul în toată această lungă perioadă în care am lucrat asupra paginii web. O să fac o scurtă prezentare a unor aspecte despre activitatea de monitorizare a Asociației Promolex, despre proiectul dat și despre pagina web, după care colegele mele o să intervină cu prezentarea mai detaliată a unor module sau capitole care le găsim, de informații pe care le găsim pe această pagină. Dacă o să deschideți pagina, o să vă întâmpine deodată cu această întrebare pe care ne-am pus-o și care reprezintă de fapt și este o întrebare mai degrabă retorică pe care o punem și cetățenilor și vă invităm și pe dumneavoastră să răspundeți la această întrebare cu un da sau nu. Dacă Parlamentul lucrează pentru tine, avem un semn de exclamare, ne lipsește și un semn de întrebare. Și aici, dacă o să votați, o să vedeți ce răspunsuri au oferit și alții respondenți. De asemenea, pe această pagină o să găsiți informații despre noutăți. Aici publicăm toate sintezele, toate analizele pe care le realizăm noi imediat după fiecare ședință a Parlamentului, dar și alte studii, documente analitice pe care le producem. De asemenea, în jos o să găsiți o pagină sau o subpagină dedicată deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. O să aflați mai multe detalii despre aceștia de la colegii mei. Și, în ultimul rând, avem ultimul bloc de informații care vă întâmplă pe pagina principală, care este dedicat activității legislative per se. Deci aici o să găsiți informații despre proiecte de legi și hotărâri aflate în procedură legislativă, despre activitatea unor comisii permanente, dar și despre modul în care Parlamentul își exercită controlul parlamentar. Și pentru ca să nu vă răpesc foarte mult timp cu această introducere, o să menționez inclusiv câteva detalii la început despre proiect, despre acest efort de monitorizare. Deci, Asociația Promolex, după cum cunoașteți, a început să monitorizeze activitatea Parlamentului încă în 2016, iar în perioada 2016-2019 am realizat un efort de monitorizare mai mult axat pe
componenta ce privește controlul parlamentar, iar din 2021 ne-am propus să extindem și am realizat această extensie a activității de monitorizare asupra întregii activități a Parlamentului, despre care o să vorbim și astăzi. Scopul activității de monitorizare este de a asigura o transparență mai mare a instituției, de a eficientiza procedurile legislative și de a responsabiliza părțile implicate, inclusiv prin sporirea interacțiunii dintre Parlament, deputați și societatea. Exact aceleași scopuri le are și pagina web pe care vă prezentăm astăzi, ori noi o percepem ca un instrument prin care încercăm să punem la dispoziția dumneavoastră a tuturor cetățenilor, a mass media, a tuturor, eu știu, cercetătorilor, persoanelor interesate de informații legate despre activitatea Parlamentului, încercăm tot ce colectăm noi în procesul de monitorizare să facem accesibil, să facem disponibil într-o manieră proactivă, într-o manieră deschisă, așa încât să găsiți foarte ușor informațiile care trebuie să spunem, de ce nu, că uneori pe pagina Parlamentului sunt mai dificil de identificat, nu spunem că neapărat nu există, dar pot fi mai dificil de identificat, sau a unor informații care noi le prezentăm și care chiar lipsesc de pe pagina Parlamentului. Și aici vorbim inclusiv despre anumite date de contact, de exemplu, sau despre CV-urile deputaților, a unor deputați, sau vorbim despre votul deputaților, în sensul în care acestea fiind prezentate după ședințele Parlamentului de o manieră puțin accesibilă, nu sunt foarte atractive pentru a fi analizate, pentru a fi studiate. Aici, pe această pagină, dumneavoastră o să aveți informații despre cum a votat fiecare deputat, cu ce inițiative a venit și, respectiv, la celelalte capitole despre care vorbeam și mai devreme, despre controlul parlamentar, la fel, ce inițiative de control parlamentar a avut și așa mai departe. Deci, acestea fiind spuse, o să-i ofer cuvântul în continuare colegii mele, Mihaela Duca Anghelici, care va continua prezentarea și, ulterior, vom trece rând pe rând la fiecare dintre aceste module care le avem pe pagina web. Bună ziua! În primul rând, aș vrea să menționez de ce este important să avem un astfel de compartiment despre deputați. Este, în primul rând, o informație care asigură mai multă transparență, mai multă vizibilitate, mai mult acces din partea cetățenilor la aleșii poporului. Ori, activitatea acestora nu este bazată doar pe activitatea fracțiunilor, iar noi considerăm că este important să fie vizibilă și imaginea deputaților. Sau, de ce nu, chiar aceștia să fie cunoscuți. Pe această pagină se regăsesc toți deputații de la toate fracțiunile, dar și nu în ultimul rând, o să vedeți, la final, se regăsesc și acei deputați a căror mandat a încetat din diverse motive. Cei care nu sunt cu imaginile destul de pronunțate sunt cei a căror mandat a încetat. Pe această pagină, la fel, pot fi găsiți deputații după nume, prenume, avem și motor de căutare, dar, cum spuneam, există și un filtru pentru a identifica deputații după fracțiune din care aceștia fac parte. Ca exemplu, voi lua primul deputat de la fracțiunea PAS, Adam Marcela, și aici vedem o pagină care cumulează diferite informații despre această deputată. În partea stângă avem informațiile bibliografice, un curriculum vitae, dacă acesta a fost încărcat și identificat de către noi, în caz contrar, acesta nu va apărea aici. Avem și informații despre activitatea parlamentară, dar și când a început și dacă mai este, dacă își mai exercită mandatul. Avem informații despre Comisia Parlamentară, din care aceasta face parte, despre comisiile speciale de anchetă, dacă acesta este membru, informații despre delegații parlamentare, grupurile internaționale de prietenie, dar și numărul de mandate și legislatura din care a făcut parte sau face parte. În cazul deputatei Adam Marcela este un singur mandat, de legislatura 11-a, fiind parte a fracțiunii PAS. În aceste
secțiuni putem vedea și votul deputatului. Noi am încercat să cumulăm votul deputatului pentru fiecare inițiativă legislativă atunci când și-l manifestă în ședința plenară. Și în cazul deputatei Ada Marcela observăm că aceasta votează în mare parte pentru și mai puțin contra sau s-a abținut de la vot. Noi cumulăm această informație manual, din acest motiv trebuie să spunem că ar putea să existe anumite erori umane, dar aceasta nu afectează în general tendința și o imagine generală despre activitatea acestui deputat. La fel avem și informația despre numărul inițiativelor legislative, iar dacă apăsăm pe această secțiune, apare toate inițiativele legislative pe care acest deputat le-a introdus în Parlament, dar și statutul acestora, ceea ce face ușor pentru a vizualiza activitatea legislativă a acestui deputat. Această informație poate fi filtrată în dependență de data înregistrării proiectului sau numărul înregistrării proiectului sau statutul, dar și în ultimul rând această informație poate fi descărcată pentru a fi reutilizată de către cei interesați. La fel vedem informația despre prezența la ședințele plenare, ori noi considerăm că este important ca cetățenii să cunoască în ce mod, cum sunt prezenți deputații la ședințele plenare. Ori această informație pe pagina Parlamentului nu este disponibilă, iar pe această pagină care Promolex a dezvoltat-o, această informație poate fi vizualizată ușor și fiecare își poate crea o imagine despre fiecare deputat în parte. Mai avem și secțiunea de control parlamentar prin intermediul întrebărilor și interpelărilor. Deputata Ada Marcela până la acest moment nu a înregistrat vreo întrebare sau interpelare adresată instituțiilor publice, prin urmare această informație nu este disponibilă acum. La fel avem și informația despre declarația de avere și interese personale, ea fiind introdusă și pentru anul precedent și pentru anul în curs. Această informație la fel poate fi vizualizată în diferite moduri, fie se poate descărca această declarație, fie este categorisită după venit, bunuri mobile, active financiare, afaceri, bunuri de valoare, datorii și interese personale. Aici, la fiecare categorie, la fel avem diferite subcategorii, de exemplu, la compartimentul venit, suma, valuta, sursa venitului și tipul de proprietate. Atunci când spunem tipul de proprietate și vedem aici scris familial sau personal, ne referim dacă acest venit a fost acumulat personal de către deputat sau de către un membru al familiei al acesteia. Dacă ne întoarcem înapoi la alți deputați, putem lua și un alt exemplu de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor, de exemplu Albu Andrean, și aici vedeți că votul deputatului arată o cu totul altă imagine, iar prezența la ședință este arătată aici mai jos. Această informație este valabilă pentru fiecare deputat și este introdus de către colegii noștri cât de curând posibil după fiecare ședință plenară, astfel încât această informație să fie cât mai actualizată. Acum voi transmite microfonul colegii mele, Dina Poțan. Da, ca să nu uităm și de un alt aspect important care îl avem pe această pagină și este de fapt și unul din scopurile realizării acestei pagini, să apropiem deputații de cetățeni, respectiv o să atrag atenție, spre exemplu, că pe această pagină, inclusiv în profilul deputaților, o să găsiți aceste iconițe, da? Care sunt simboluri a diferitor platforme de social media, respectiv acolo unde ele sunt active, înseamnă că noi am identificat o pagină pe social media, fie pe LinkedIn, fie pe Facebook, fie pe Instagram sau pe Twitter, a deputatului respectiv, unde el poate fi contactat. În cazul acestui deputat, Albu Andrean, noi nu am identificat nicio pagină activă, dar putem să mergem și să luăm un alt deputat, să zicem, aceeași deputată Ada Marcela,
să vedem dacă sunt active. Iată, avem aici o pagină de Facebook care ar trebui să ne ducă la profilul deputatului sau deputatei. Și respectiv este și acest un instrument de comunicare, de a lua legătura cu deputații pentru cetățenii care doresc să folosească astfel de instrumente. Totodată vreau să precizăm că avem și alte instrumente de comunicare pe care le prezentăm pe această pagină web și dacă observați aici, chiar pe prima parte de sus a paginii web, o să găsim acest buton Întreabă Parlamentul. Dacă o să accesăm acest buton, o să găsim mai multe modalități de contactare a Parlamentului. În primul rând, în partea stângă, o să găsim datele generale de contact ale Parlamentului. Scuze, da, s-a deconectat. Acum și o secundă. Da, se vede. Mai durează puțin. Probabil din cauza că am ieșit pe altă pagină. Da. Cum spuneam, aici în stânga avem datele de contact ale Parlamentului, datele generale de contact, avem aceleași canale de comunicare pe social media pe care găsiți Parlamentul. Aveți link-uri de acces către paginile web oficiale ale legislativului, cum ar fi portalul dedicat vizitelor sau portalul multimedia pe care știm că presa o folosește foarte activ. Avem portalul informativ privind achizițiile publice, precum și portalul privind e-petiții. La fel, am plasat aici și câteva date de contact cu link-uri de acces către paginile Parlamentului dedicate Direcției Petiții și Audienței, Direcției Comunicare și Relații Publice, precum și Secretariatului Parlamentului. Am pus aceste date pentru că considerăm că cetățenii pot să aibă nevoie sau trebuie să cunoască aceste date atunci când doresc să contacteze cu deputații sau cu Secretariatul Parlamentului sau cu Parlamentul în ansamblu ca instituție. O altă modalitate de contactare a deputaților, așa cum am prezentat-o mai devreme puțin, o găsim la fel aici pe pagina web în partea de sus, prin accesarea acestui buton aici, ne duce la pagina dedicată deputaților și acolo în parte cu fiecare deputat găsim acele rețele sociale sau găsim acele date de contact, telefon, e-mail pe care putem contacta un deputat. Și partea cea mai interesantă a acestei pagini web sau acestei subpagini ține de un modul pe care noi l-am dezvoltat și îl prezentăm cu mândrie. Este vorba de posibilitatea ca prin intermediul acestei pagini web cetățenii interesați să acceseze mai ușor Parlamentul, să poată adresa întrebări deputaților, secretariatului, comisiilor parlamentare și așa mai departe. Eu acum nu o să încerc să mă loghez pentru că să nu se dezbată iarăși prezentarea, dar aici se solicită în principiu o logare cu adresa de Gmail și ulterior, după ce este identificată persoana, poți să alegi fie deputatul sau secretariatul sau eu știu, o altă structură din cadrul Parlamentului, adresezi întrebarea, pui bifa că ai citit termenii și condițiile de utilizare a paginii. Aici vorbim despre politica datelor cu caracter personal. Și la fel apăsăm butonul Transmiteți și în felul acesta informația sau întrebarea este transmisă direct acelui deputat. În spatele acestui modul se află acele date de contact pe care noi le avem procesate pe pagina web, acele adrese de e-mail, spre exemplu, a deputaților sau comisiilor parlamentare sau a secretariatului, atunci când noi alegem o anumită entitate care îi adresăm întrebarea, înseamnă că exact la acea adresă merge răspunsul. Trebuie să precizăm că răspunsul care vine sau care poate să vină de la adresant ține 100% de responsabilitatea adresantului. Adică noi nu putem să garantăm dacă acesta va dori sau nu va dori să răspundă la acea întrebare sau care va fi răspunsul la acea întrebare.
Noutatea care noi o implementăm pe această pagină web este că atunci când se va răspunde la o întrebare, atunci inclusiv platforma noastră va primi răspunsurile la acea întrebare și aici în partea de jos, pe această pagină, o să găsiți atât întrebarea care a fost adresată, cât și răspunsul care a fost primit fie de la deputat, de la secretariat, parlamentul sau altă structură. Trebuie să menționăm, că avem câteva reguli simple care sunt necesare pentru a utiliza această platformă. În primul rând, noi îndemnăm cetățenii să adreseze întrebări de interes public, adică nu vorbim despre situații sau despre probleme personale, individuale, pe care le pot avea unii cetățeni, pentru a evita pe cât de mult posibil, eu știu, prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, întrebarea sau pasul 2 sau aspectul 2 care trebuie să-l menționăm, întrebarea nu trebuie să instige la ură, la discriminare sau să conțină expresii licențioase. Înainte de a fi transmise aceste întrebări în adresa Parlamentului, noi vom încerca să vizualizăm ce fel de întrebări se adresează și atunci când vom vedea astfel de situații, vom filtra toate aceste întrebări pentru ca să ne asigurăm că nu contribuim la, eu știu, promovarea unor mesaje de ură sau discriminare. De asemenea, este obligatorie completarea tuturor câmpurilor, iar textul întrebării nu trebuie să depășească spațiul oferit și un alt aspect, politica de protecție a datelor caracter personal. Încă o dată accentuez, cei care vor utiliza această modalitate de comunicare își asumă prevederile sau confirmă că au înțeles și că respectă prevederile politicii respective pe care o găsesc pe pagina web. Suntem optimiști că cetățenii vor fi interesați de un astfel de instrument de comunicare, ori prin comparație cu modalitățile de comunicare prezente pe pagina oficială, Parlamentul, acolo unde găsim, de exemplu, e-petiții, unde se solicită să ai o semnătură electronică. Noi nu solicităm o semnătură electronică pentru identificarea persoanei, noi vom solicita o identificare, încă o dată spun, prin intermediul unei adrese de Gmail, de exemplu, sau vom încerca în perspectivă să implementăm și alte modalități de logare, de conectare, cum ar fi poate prin intermediul contului de Facebook sau altele care vor fi disponibile. Acestea fiind spuse, o să-i dau în continuare colegii mele Dina, care vă va prezenta alte capitole de pe pagina web. Da. O altă categorie de informații ce poate fi accesată pe această platformă este informația privind la controlul parlamentar. Odată ce accesăm tabul dat, vedem că se deschid mai multe compartimente de informații. Aceste compartimente își reprezintă instrumentele de control parlamentar. Acestea fiind întrebări, interpelări, evaluare ex post, rapoarte, audierile în plen a instituțiilor, comisii speciale de anchetă și moțiuni. Începând cu întrebările și interpelările. Informația disponibilă are un motor de căutare ce poate fi căutat după numele deputatului sau după tema ce ne interesează. Informația este dispersată în felul următor. Este data ședinței, este autorul, care este deputatul. Accesând deputatul, putem desigur să ne transmită la profilul deputatului tematica întrebării, instituția vizată și forma răspunsului. Accesând întrebări, vedem că date la moment nu sunt, fiindcă interpelări nu au fost înregistrate. Referitor la sursa informației la această categorie de date, putem menționa că este, în primul rând, pagina web a Parlamentului, activitatea monitorilor, privind monitorizarea ședințelor în plen, cât și ceea ce ține de deja monitorizarea și a tuturor actelor normative examinate și adoptate în Parlament, plus și datele obținute din solicitări de informații. Iată, luând în exemplu o întrebare care are și un răspuns care poate fi vizualizat, ar fi întrebarea doamnei Dărovână Ială, privind reforma învățământului superior, instituția și putem accesa răspunsul care a fost oferit nouă și noi l-am plasat referitor la întrebarea doamnei deputată. La fel care și poate fi și descărcat.
Referitor la un alt instrument de control parlamentar, este evaluarea ex post, care este din juridică și de impact. Este prezentă o mică definiție a noțiunii, un filtru pe an ce ne dă posibilitatea de a vizualiza nivelul de realizare a planului, fie pe anul 2022, pe cum se vede nivelul de realizare și se vizualizează la acces. Precum sunt disponibile și planul de evaluare ex post, care face un link la un document. Se încarcă mai greu. Da. Și deja rapoartele de evaluare ex post juridică care sunt, pot fi, este un link care duce la site-ul Parlamentului, sunt încărcate toate rapoartele disponibile. Referitorul este la controlul parlamentar, mai este și rapoartele instituțiilor publice și audierea în plenă a rapoartelor. Ne oferă date privind autoritatea responsabilă, tipul, termenul, prevederi legale și dacă acesta și-a prezentat rapoartele. Precum și audierea în plen, la fel despre instituție, tematică și linkul la ședința plenară în care a fost audiat. Audierile în plen a instituțiilor publice se referă la exercitarea controlului parlamentar, la solicitarea audierilor unei instituții, după cât se vede la moment sunt doar atâtea. Referitor la comisii speciale și comisii de anchetă, sunt comisiile care au fost constituite din legislatura prezentă, la care este prezent și a finalizat activitatea, poate fi accesat și raportul. La fel și la comisie de anchetă, care a fost doar o singură comisie. Comisia, data constituirii componenței, sigur, și data prezentării raportului, inclusiv raportul anexat. Cât ține de moțiuni, moțiunile simple și moțiuni de cenzură sunt datele obținute în urma activității monitorilor. Este moțiunea, sunt autorii, sunt data examinării în plen și rezultatul în urma votării. Referitor la controlul parlamentar, o mică mențiune, este și pe pagina actuală a Parlamentului un astfel de rubrică, însă unele subdiviziuni a rubricii nu conțin informații sau nu sunt active unele filtre. Informația noastră completează cumva cu informația de pe pagina Parlamentului. Și despre comisii permanente, o altă categorie de informații. Vorbind de comisiile permanente, asociația monitorizează 3 comisii permanente, care sunt marcate primele 3. Astfel, informația disponibilă pentru comisii permanente diferă cea dintr-o comisie monitorizată. Este componența, sunt datele de contact, audierile organizate, ședințele comisiei și acces la procesele verbale a tuturor ședințelor. Dacă vorbim de o comisie care nu este monitorizată, este componența comisiei și datele de bază, datele componența și datele de contact a comisiei. O altă reflectare a informației privind activitatea sunt graficele, care sunt disponibile în trei tipuri de categorii. Proiecte în care comisia a fost raportor, coraportor sau avize. Conform legendei, se poate monitoriza activitatea acestora în baza datelor statistice. Referitor la ceea ce am menționat și la controlul parlamentar, informația despre comisii permanente este și pe pagina Parlamentului. Datele grafice este rezultatul activității monitorului în total. Și ca să continuăm cu activitatea legislativului, noi de fapt monitorizăm și activitatea Parlamentului prin intermediul proiectelor de legi și proiectelor de hotărâri. Pentru asta avem un compartiment dedicat pe pagina noastră. Este evident că sursa primară de informație rămâne a fi parlament.md. Noi monitorizăm
proiectele de legi și hotărâri prin prisma mai multor criterii, dar este important pentru a putea interacționa și pentru a vizualiza cât mai accesibil această informație despre activitatea Parlamentului. Și dincolo de a avea o listă lungă de proiecte de legi și hotărâri care se regăsește și la noi pe pagina și pe pagina Parlamentului, sunt aceste grafice care exprimă activitatea legislativului. Aici avem grafic despre tipul proiectului, despre autorii inițiativelor legislative și ne putem face o concluzie despre cine sunt cei mai activi prin prisma proiectelor de legi, hotărâri care sunt depuse, dar și inițiativele legislative ale deputaților repartizați după fracțiunile parlamentare. Cum spuneam, aceste grafice sunt accesibile pentru a fi pentru a se interacționa cu ele. De exemplu, am putea stabili o altă perioadă, de exemplu, de la începutul anului 2023 și atunci o să vedem o informație actualizată despre activitatea legislativului prin prisma proiectelor de acte normative. La fel aici, în grafic, le putem filtra după numărul proiectului, după data înregistrării proiectului, după denumire, statut și detalii. Ceea ce este important că atunci când avem un proiect care deja a fost adoptat, putem vizualiza aici și toate detaliile, inclusiv care deputat și cum a votat pentru un proiect de lege care specific ne interesează. Este important că putem găsi proiectele de lege după cuvinte cheie, de exemplu, codul muncii, și vedem toate proiectele de lege care au vizat într-un mod sau altul acest act normativ. La fel avem grafice care reflectă la ce etapă sunt proiectele de acte normative, proiecte în examinare, adoptate, respinse, comasate, retrase, dar și în cazul proiectelor care sunt în examinare, le putem vizualiza pe cele care nu au fost supuse votării în nicio lectură sau sunt la etapa de votare în prima lectură sau a doua lectură. La fel și domeniile proiectelor, ca să vedem pe care domeniu legislativul și-a concentrat cel mai mult activitatea. Așa cum spuneam, și la compartimentul deputați, această informație poate fi descărcată într-un format prelucrabil, astfel încât să poată fi analizat de către părțile interesate. Avem un compartiment destinat ședințelor plenare. Aici există un player care arată și ședințele plenare, dar este important că avem după fiecare ședință plenară este elaborată sinteza, iar dacă apăsați vezi sinteza ședinței, veți vizualiza concluziile noastre după fiecare ședință plenară. La fel pot fi identificate ședințele plenare în baza filtrării datelor. Avem și compartimentul de publicații. Aici veți găsi toate rapoartele elaborate de către Asociația Promolex, dar și compartimentul noutăți, cel la care Nicolae făcuse referință la început, unde noi publicăm cele analize tematice, dar și sintezele ședințelor plenare. Dacă îmi permiteți, încă o dată aș vrea să menționez câteva aspecte foarte importante. Câteva aspecte foarte importante legate de această pagină web. Această pagină web nu înlocuiește pagina web a Parlamentului și sigur că Parlamentul dispune de mult mai multe date pe care noi îl îndemnăm să le facă publice de o manieră proactivă, de o manieră cât mai transparent posibilă. Noi știm că încă din 2015 există un proiect în cadrul Parlamentului prin care s-a propus dezvoltarea unui sistem informațional e-Parlament din trei elemente. Aceste elemente sunt circulația electronică a documentelor, e-votul și pagina web nouă a Parlamentului propriu-zisă. Din câte cunoaștem, sub aspect de e-voting în cadrul Parlamentului deja se implementează această componentă. Există în principiu și o pagină nouă aproape finalizată și sperăm foarte mult că legislativul va lansa
cât mai curând această pagină nouă și că aceasta va conține cât mai multe date, cum spuneam, de o manieră deschisă, transparentă. Ce încercăm noi să facem cu pagina web realizată de către Promolex este să punem la dispoziția tuturor, să nu fie doar pentru uz intern, acele informații statistice pe care noi le colectăm pentru procesul de monitorizare. Trebuie să reamintesc că acest efort de monitorizare se încununează în fiecare an cu un raport global privind activitatea Parlamentului. Iar pentru acel raport noi colectăm din diferite surse tot felul de informații. Colegile mele au făcut referință la cereri de acces la informații de câteva ori. Noi ne-am dorit foarte mult ca tot ce noi am solicitat ca cereri de acces la informații, spre exemplu, Parlamentul să ajungă să publice singur, fără a fi necesară o cerere de acces la informație, adică să fie acea transparență proactivă despre care vorbeam. Până atunci, noi vom solicita în continuare acces la informație și vom publica acele date pe paginile web, cum sunt procesele verbale, spre exemplu, de la ședințele comisiilor permanente, sau vom încerca să prezentăm răspunsurile la diferite alte întrebări. Deci, acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc foarte mult colegilor mei care au contribuit la realizarea acestei pagini, în special efortul de colectare a informațiilor pe care îl realizăm practic de 2 ani de zile este unul destul de complex, să spunem așa. Imaginați-vă că la fiecare ședință noi numărăm cum a votat fiecare deputat. Ne-am dorit foarte mult ca prin perspectiva celor spuse mai devreme, Parlamentul să ajungă totuși să prezinte datele privind rezultatul votului de o manieră mai facilă de vizualizat. Astăzi, dacă dumneavoastră o să deschideți fișierele cu rezultatele votului pentru un proiect sau altul, o să vedeți că acestea pur și simplu ne prezintă o listă a deputaților cu modalitatea cum a votat și este foarte ușor să comiți erori în procesul de monitorizare, de numărare sau înregistrarea a votului fiecărui deputat. Iată de ce o să venim și cu acest mic disclaimer acum la final, să menționăm faptul că pot fi anumite erori pe pagina web. Dacă dumneavoastră găsiți anumite erori pe pagina web legate de, votul deputaților sau de oricare alte date, sau dacă nu se încarcă anumite informații, pentru că astăzi lansăm această pagină web și pot să mai apară diverse situații, o să vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail 101@promolex.media pentru a ne sesiza despre aceste situații, iar noi vom încerca să le remediem. Acestea fiind spuse, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție și vă încurajăm să mediatizați dumneavoastră mass media cât mai activ această pagină, pentru că să fie cunoscută, să fie utilizată și inclusiv să o utilizați și dumneavoastră, pentru că sunt convins că o să vă faciliteze munca pe care o realizați în partea ce ține de reflectarea activității legislative. Mai da, deci cum spuneam, acest program sau acest proiect este realizat în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, realizat cu suport financiar al USAID, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, iar pagina web propriu-zisă care a fost realizată a fost realizată pro bono de către partenerii noștri de la Code for Romania. Deci noi nu am achitat pentru această pagină web decât prin munca, prin efortul pe care noi l-am depus în concept sau în crearea acestei pagini web sub aspect, intelectual, structură, informații care am colectat-o și așa mai departe. În partea de colectare a informațiilor și încărcare pe pagina web avem implicați 5 colegi din echipa de analiză, 3 colegi din echipa de rețea, mai sunt alți 2-3 colegi din echipa de comunicare, din echipa de coordonare. Deci, în total, ar fi vreo 10 persoane care au contribuit la diferite etape sau contribuie la diferite etape în proporții diferite. Deja, probabil, odată lansată această pagină web, efortul va fi mai mult de menținerea acesteia și de completarea în continuare cu informații. Acest proiect se va realiza cel puțin până în anul 2025, de aceea întreaga legislatură curentă va fi
informația disponibilă pe pagina web și sperăm că va avea continuitate și după. În 2 ani spuneți că aveți această activitate. Vreau să-mi spuneți din observațiile pe care le-ați făcut, cât de accesibilă este informația ceea ce ține de Parlament, publicul, cetățenii o simt, cât de greu este să obțină informații și cât de complicat de fapt este acel site și acele informații publicate pe site-ul O să le rog și pe colegiile mele să spună la acest capitol, dar o să vă zic pe scurt și impresia mea. Desigur că noi, monitorizând activitatea deja de 2 ani aproape Parlamentului, ne-am obișnuit relativ deja unde, înțelegem unde ce trebuie căutat și unde ce poate fi găsit pe pagina web a Parlamentului. Sigur că acele compartimente despre care vă vorbeam, că ele pur și simplu nu se publică anumite informații, nu o să le găsim nici noi, nici cetățenii. Dar, de principiu, informația este disponibilă pe pagina Parlamentului. Încă o dată spun, noi nu venim să înlocuim pagina Parlamentului, dar noi venim să prezentăm acele informații pe care noi le colectăm în procesul de monitorizare, informații care sunt mai detaliate privind iarăși votul deputaților, tipul de inițiative care sunt și așa mai departe, dar și unele informații care nu se publică la momentul de față pe pagina Parlamentului. Și, în ultimul rând, să reamintesc, vrem să constituim sau să creăm un punct de comunicare între Parlament și cetățeni. Cunoaștem că Parlamentul este una din instituțiile cu imagine și cu o încredere dintre cele mai scăzute în societate. Sperăm foarte mult că astfel de instrumente vor ajuta la o comunicare mai bună, inclusiv prin prezentarea completă, facilă a celor date de contact pe care le găsiți, a celor link-uri către rețele sociale, a deputaților și așa mai departe. Încurajăm cetățenii să folosească aceste canale de comunicare. Și o să rog și colegii mei să completeze dacă vor. Da. Noi, așa cum spunea și Nicolae, de acum 2 ani, destul de bine am încercat să accesăm pagina Parlamentului, să identificăm toată informația care se regăsește pe acea pagină. Una dintre dificultățile cele mari pe care le-am observat este publicarea informației despre proiectele de legi și hotărâri într-o formă care nu este prelucrabilă. Adică, efectiv, ar trebui să introduci numărul proiectului de lege, să știi exact ce număr are proiectul de lege și data înregistrării acestuia, pentru ca să nu confuzi cu un alt proiect care a fost înregistrat cu un an mai devreme. La fel, este imposibil, practic, de găsit proiectele de legi după niște cuvinte cheie. Iată, din acest punct de vedere, considerăm noi că pagina Parlamentului nu este tocmai accesibilă. Cunoaștem că există un efort de îmbunătățire a unei pagini sau de crearea unei noi pagini a Parlamentului, dar până atunci credem noi că pagina care o punem noi la dispoziție va fi una care va ajuta utilizatorii ca să acceseze sau să prelucreze informația. De exemplu, cum ați văzut pe pagina noastră, pot fi identificate ușor proiectele de legi, iar ulterior există și un link care te redirecționează la pagina Parlamentului și acolo poți vedea informația actualizată. La fel, din punctul nostru de vedere, este complicat să faci o analiză a întregului legislativ atunci când proiectele de legi se publică sau sinteza recomandărilor și obiectelor se publică într-o formă PDF. Practic, ea nu este căutabilă, nu poți identifica în mod ușor informația care te interesează. La fel, noi am observat că anunțurile despre consultările publice se publică la compartimente diferite și aceste comentarii, inclusiv privind consultările publice, inclusiv imposibilitatea identificării sintezei recomandărilor și obiecțiilor, inclusiv avizele. Noi încercăm să le comunicăm Parlamentului și, de fapt, le-am comunicat cu un an în urmă, atunci când am încercat să facem un schimb de opinii despre ce ar fi bine să se regăsească pe o nouă pagină a Parlamentului. Mai sunt întrebări? Sau e suficient? Dacă alți colegi din media nu au întrebări, atunci noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența la această conferință de presă și sperăm foarte mult, încă o dată,
că această pagină vă va fi utilă și dumneavoastră reprezentanților mass media și cetățenilor și, în ultimul rând, trebuie să spunem, de ce nu, poate îi va inspira și pe legiuitorii noștri, pe Parlament, și îi va încuraja să vină cât mai curând cu pagina web nouă a Parlamentului, cu acele informații pe care le așteptăm prezentate de o manieră proactivă, de o manieră în care să putem căuta informații, să putem descărca informații și așa mai departe. Acestea fiind spuse, vă mulțumim și vă dorim o zi bună în continuare.